România este țara europeană cu cele mai multe cazuri de pacienți cu arsuri critice, dar este incapabilă să-i trateze. Astăzi, la 7 ani de la colectiv, România nu are nici măcar un singur centru pentru tratarea marilor arși, cu toate că autoritățile promit construirea a 4 astfel de centre încă din 2014. Transferul în străinătate al cazurilor grave ține în continuare de noroc sau de presiunile care se fac. Adrian Marinescu, medic infecționist și directorul medical al Spitalului Matei Balș din București, îți vorbește despre acest subiect. Noi toți ne-am dorit ca astfel de tragedii să nu mai fie, nu mai există vreodată. Să știți că tragedie există și în alte domenii. Poate să fie vorba la un moment dat de o situație în care să fie implicate multe persoane. Nu vorbim doar de situația celor care au arsuri. Într-adevăr, clinicile supra-specializate, din păcate, nu sunt așa cum ar trebui în România. În plus, dacă vorbim de partea de intervenție rapidă, aici s-au făcut pași. Într-adevăr, partea care ține de serviciu de urgență s-a îmbunătățit și aici ar putea fi lucruri notabile. Din păcate, pentru mine, partea de prevenție e la fel de importantă. Mă interesează cum ar trebui să fac în așa fel încât astfel de lucruri să nu se întâmple, care sunt cauzele și, practic, ce a dus la un astfel de eveniment. 3 ani de zile de pandemie, practic, ne-au arătat că lucrurile pot să fie dramatice la un moment dat și că trebuie să fie o intervenție. Sigur, putem să spunem că am învățat din 3 ani de pandemie. Problema pe care o am este ce vom reuși să facem în anii următori și dacă într-adevăr vom face pas cu pas, adică piesele de puzzle trebuie să fie puse. Spuneați noastră, apropo de clinicile supra-specializate, apropo de arsurile importante. Da, ele sunt foarte greu de făcut și în mod clar trebuie să existe și trebuie să fie câteva astfel de clinici, nu doar în București, la nivelul României, în așa fel încât la un moment dat un pacient care poate nu poate să fie transportat, că este dezechilibrat, să fie rezolvat în România. Lucrurile astea ar trebui să se întâmple, în mod clar.